Noi vom povesti bancuri și anecdote aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Merge războiul, sunt pușcau, buhniu, granate, unalt, automate. Buhnește o bombă și rănește mai de moarte pe un jăda. Ei, și ruschii un, alien schinare și saltării. Dar ăsta îi spune: Ioane, Ioane, leapă-te-mă jos, că eu gata mor, dar mă scăpar din mine nu-i. Leapă-te-mă că, ei, cum să te lepă, tu ești prietenul meu și cum ați mă uit în ochii la copiii tăi, la femeia ta. Nu pot, eu trebuie să târi. Leapă-te, Ion, că pe mine mă doare tare. Eu am să mor de grabă. Dar mă gine, fă un lucru bun. Iei chistorul și împușc-mă să nu mă mai chinui. Ei, cum să te împușcă? Ei, Doamne ferește, la mine sovestea nu-i ca la tine. Hai, te rog, împușcă-mă, că nu mai ajung eu cu unei smătării tu. Da, dar tu înțelegi că eu nici patroane n-am. Ei, dacă n-ai, cumpără de la mine două. Merge sudul la o familie. Judicata. Mai în scurt, femeia a născut un copil negru și bărbatul dă la divorț, că tot e clar. Am o femeie și-o cătat un advocat blatnoi și spune că zbășlesc mult, dar să faci să câștig eu, să rămâi averea în ei. Ei, așa-și faci, merge sudul, e cuvântul judecătorul, e și ea, interoghează pe amândoi, am un advocatul ei, îl întreabă pe bărbatul. Poate eu să-i dau vă două întrebări. Poate. I-am povestit cum ați făcut dragoste. Ei, cum? Dar și trebuie și asta? Trebuie. Ei, cum? I-am intrat la dânsa în cameră, atunci noi ne întâlnim și ne-am zbrăcat cu chelea, ne-am vrut un ghial și după aceea, după ce am terminat, am scos răb de o ghială și am aprins linina. Stop! Ia că aici voi l-ați prosfetit. O babă se jălăie la altă babă, n-are bani, n-are de pâine. Dar asta întâi îi spune: Fatu, și ești proastă, Fatu, tu trăiești lângă harbuzărie? Da. Fatu, du-te, faci ție câte un harbuz pe zi și ți-i duci și-l vinzi și ai de pâine. Baba așa-și face. Iese de o gradă, intră în harbuzărie, fură un harbuz și fuge rep de o gradă. Ei, da, storjei, dacă erau mulți de la colibă cu binocul, au văzut. Unul zice: băi, dă s-o prinde. Băi, dă-i pace, băi, că-i săracă, bătrână, lasă câte un harbuz să iei, că nu mai îmbogățim noi. Baba a doua zi cu doi harbuși. A treia zi cu trei harbuși. Baba năgliește. Când a patra zi, baba cu doi sași, cum vără harbuși în trân și așa vără. Aștia s-au cipit, cu motocicla răbde, s-au grămădit ei. Vă trei acolo, prins baba, vse, baba, te închidem. Te închidem, te dăm la miliție, vse. Gata. Băi, băieți, băi, nu mai că ia că acolo în coașcă. Și-o, hai cu noi, o ia la colibă. Alți căpare n-ai. Ori ne dai odată la tăți, ori te ducem și te arestăm. Hai că vă dau odată la tăți, numai nu mă arestați. O dezbrăcat-i baba. Chelea și-o bătut din joc tăți de dânsa. Mai scurt și-o bătut joc, care și cum a putut. După ce-i dă doi harbuși, marș baba acasă. Baba cu doi harbuși soară, face vă trei pași, se întoarce. Mai băieți, de harbuș mulțumesc, dar de chiar bă, da prostii. Într-un om la doctor, cu o furculiță înșipt în cap. Tovarăș doctor, scoteți-mi, vă rog, că mă doare. Nu pot. Fără 10 șase, gata la mine, lucru s-a terminat. Aici trebuie un ceas de lucru. Nu, eu mă duc acasă. Hai, te rog frumos, că-ți plătesc un coș. Nu trebuie nici banii tăi, dacă am zis că nu, nu, oară șase, la mine locul s-a terminat. Hai, te rog frumos, pune-mi genunchi, hai, te rog, mă doare, te rog, scoate-mi. Băi, nu, nu pot, băi, dacă am zis că oară șase, eu mă căcaz, mă grăiesc și. Hai, te rog frumos, așa l-am prind de picioare, cu un coș. Asta îi scoate furculeța din cap și eu încep într-un ochi. Na, du-te la oculist, că așa l-a lucrează până la șapte. Într-o baie se băieau niște copii și un negritean. Copiii și ei se uitau și se râdeau de dânsul. Iară se uitau, iară se râdeau.
unul mai îndrăzneț aproape. Domnule negru, domnule negru, dar de ce la dumneavoastră treaba e albă? Apoi în primul rând eu nu sunt negru, dar șahtior. Dar treaba e albă, că la mine ieri a fost femeia. Între Ciucea în magazin, s-a prochi de vânzător și îl întreabă. Spuneți vă rog, dar simt că aveți? Avem. Dar de ce culoare? Vine zile de la salvare, soacța de-a mugata moartă, vânătă tete, doctorul îl întreabă. Și cu dânza? Da și, mai din comorit. Dar de ce vânătă? Mă mânca și pierzi. Dar de ce ochii sunt flați? Apoi deodată nu vrei să mănânci. Vine un client la frezărie să frezeze. Se așează în fotoliu înaintea oglinzii. Vine frezerul, o mamă de animală zdravănă, în halat alb. Bună ziua, eu sunt frezerul Vasea. Azi eu n-am să te frezez, dar să te frezeze practicantul meu. Și vine un practicant slăbănoc, cu ochelari, tremura, cu halat alb. Ei, s-apucă practicantul de frezat, cu farfurile, tremura de frică, și-l chișcă pisa de ureche. Începe a curge sânge, s-aproche Vasea. Dă să-i hălească unul, practicantul să pleacă, și când îi trage la ăsta una, chică ăsta cu tot creslă jos, scoală repede, s-așează. Mai departe, frezerul iară, practicantul, tunde, dici, tremura, dici, să uita să-l pălească, iară, al mușcă de cap cu farfurile, iară sânge, iară ăsta s-aproche, dă să-i plesnească una, practicantul să pleacă, iar când îi hălește una la ăsta, chic în partea asta, tot cu creslă, jos, scoală, iar mai departe, mai scurt așa de vreo 4 ori. Șede ăsta plin de sânge, vânăt, de bătaie, practicantul tremura, practicantul scoate briciu să-i facă bachembardele. Și cum tremura așa din greșeală, îi taie urechi de tet, chică urechea jos. Asta răbde-o e în mână și îi spune la urechea celălaltă, auziți, mă tic că eu v-am tăiat o ureche de tet. Păi stai, da, Vasea au văzut? Nu, zvârlă în pielea mamii. Vineau doi bețici de la bar dimineața, jumătate la șesă. Aghel țineau picioare, tuflă os și omag. Mai scurt, s-o luat el la rămășagă, unul spune că hai acasă, că ia că da, mă ieșit soarele. Care soare, că și-ala e lună, băi, că încă nu-i ziua, băi. Cum lună, băi, că este soare, nu? Nu că-i lună, băi, nu că-i soare. Azi vine altul, dar așa tot în pletecioarele. Auzi, ia spune, te rog, tu ești mai treaz. Și asta e lună sau e soare? Așa la sută, că nu știu, că eu nu-și dici de la voi din sat. Se întâlnesc doi deputați și unul spune la altul, că auzi, să mă scuz, atunci mergem, eram cam scârghit pe coridor și nu ți-am dat bună ziua. Eu îmi cer scuze. Nu-i nimic strașnic, eu tot te-am stuchit în schinare. Șede leu în pădure și urla, i-a intrat un cheron în mână. Urla de Doamne ferește, vine iepurile să uite, să uite. Iepure, te rog, scoate în cheronul că eu nu pot, mă tem, mă doare, scoate. Aia nu, că tot ce faci, tot ce mă prins, să mă mănânci. Te rog, nu, scoate-mă că mă doare, arată sângele. Te rog. Iepure încetor, s-a proiectit, scoate ceronul, ai zis, bucuros, și de azi înainte, eu tine, nu te mănânc. Eu am să dau o lege în pădure, cine am spui mâna, tine, al mănânc, al fără în bucățele. Mă înțeles? Da. Ei, adună eu animalele, le spune treaba, iepure bucuros, prin pădure, vede lupul. O, lupule, vină în coașe, e de uatole, plios cu un cior în fund, lupul schelă la int, fuge, merge-l mai departe. Vulpea, o, prostitutca, vin în coașe, clebanță una după cap, vulpea fuge și așa cu coada întrevine. Ursul, ursul, o, sacul gnoi, vin în coașe, clebanță la jala un cior în pânge, fuge și ursul schelălăim. Vede un porc sălbatic, cum rămas niște copaci, s-a proiectit în secșor, când îi trage așa zi la un cior în fund, porc se întoarce, când s-o ie de urma lui, da, ăsta, caraul, caraul, idiotul ăsta iar n-a fost la adunare! Un mujic schinuia să schimbe roata la mașină că s-o spartă. Când pe alătură trece un prieten de-a lui cu căruța. Așa la nu știe că asta e mașina lui. Noroc, ai Vasile, noroc! Dar ce faci? Dar ce fac? Ia că vreau să-ți scot o roată.
Ai să sare răpte jos de mașină, să uite prin prejur noi pune mâna pe chiatră mare și când o trântește în lobăvaie, în sticla și dinainte, ce faci, ei? Cum ce fac? Eu vreau să iau magnetofonul. Vine un mujic din Franța de la Zarbotcă și-o gătit de-al torbele valiza, oprește un taxi de-al lor, pune torbele în bagajnic, suie în cabină, înăuntru, și ăsta îl întreabă pe lor, unde să-l duc? Da, ăsta îi spune, la Moldova, la Chișinău. Dar și ala, ce-i schiuse? Și ce-i schiuse, băi? 3.500 dolari îți dau. A, dar unde, la Ciocani sau la Telecentru? Șede polițistul într-o dimineață la post, opre mașini, opre pe una, opre pe alta. Când îl oprești pe unul cu zaparoșul, aseala mort, bat, tuflă, ai ghețăne picioare. De ce ai băută-i? N-am băut. Cum n-ai băută-i? Tu ești bată-i. N-am băut, eu pot suflă în trupcă. I-a duci trupcă, suflă în trupcă. Toți nu arată nicăi. Păi, dar cum ai și... Nu te crede și gata. Auzi, dacă îmi spui cum, nu-ți spun amendă, nu-ți spun nică și îți dau drumul, de câte ori am și eu la postul ăsta, niciodată n-am să te opresc. Dar azi spui la nimeni? Nu. Eu dimineața, ca să mă pohmelesc, o pun pe soții mea și-n toarnă în fund, zim cu leica, eu-ți bat, dar din gură nu-i pute. E, auzi, Doamne ferește, să căi cu vorba la cineva, dacă aude șeful meu, a să nu pui zvanior, o să-mi și la fund. Era noapte afară, un bărbat stătea pe pod și scârchina în fund. S-aproche un polițist și îl întreabă. Păi, da, și ce stoi pe pod și te scârchini în fund? Dar el așa îi spune, că, dar și stau în fund și scârchini podul? Merge un bolnav prin Costijeni și din urmă trăie o oață. Se întâlnește cu doctorul și doctorul îl întreabă. Costică, dar și tărăi ața? Și mă atalești prost și vrei să o împing? Vovca la lecții desinează învățătorului pe masă o muscă. Asta nu a observat-o, duce lecțiile, ei n-ascultau, răcneu, strigau, învățătorul s-o nerva cu dâns. Răcnei, ureche, s-aproche de masă și vede musca și de ciudă, trântește un pumn și șurupe mâna. Întreabă, care o țină? E mai scurt până la urmă, lopărâtă pe Vovca. Îl cheamă pe tatăl la școală. Ia că înțelegeți, băiatul mă tale, n-are soviste, n-ascultă la lecții. V-a ajuns până când mi-a desenat o muscă pe bancă și eu am trântit cu un pumn și ne-a rupt mâna. Ei, și asta-i treabă, să vezi, nici nu a făcut. Ei mi-a desenat o treabă pe părete și mai ne-a rupt și toriu. Merge un polițist pe drum, când se uită într-un copac, într-un unghi bătrân, stătea o mașină, un zaporojăț. Și se cate acolo, strigă, nu iese nimeni, e împroaș cu chetre, se deschide o ușă, iese o mujică, iese ține picioare, cu ochii mari. Și ca asta acolo, cum ai ajuns acolo? Da, pielea mamii de mașină, încă n-am văzut de câine ziu, mașini se teamă de câine. Să duce o nevastă tânără la doctor, intră în cabinet, doctorul întreabă. Ce probleme ai? Înțelegi, tovarăș doctor, pe mine bărbatul nu mă satisface sexual. Ei, chiar deloc. Dacă vă spun. Dar, pu, că t-ați vă un amant ceva, amant. Am și amant și cum? Nică. Dar, pu, cata pe-a doilea, poate cu a doilea. Și pe-a doilea l-am. Și cum? Nică. Dezbracă-te. Se dezbracă-te, stuce doctorul, încuie cabinetul, o trântește pe cușetcă și dă-i foială. O terminat și o întreabă. Cum? Nică. Da, mă tale toți ne-o trebuie la doctor. Da, mă tale cine ești? Da, eu sunt electric, ca aici lămpicele le schimb. Merge moșneac pe drum, bătrân, într-o cârjă, merge în sețor, pe un oraș. Când se uită el peste drum, de acolo, într-un bac de ăsta de musăr, o babă își de cu fundul în sus și căta butâlci. De el merge și se gândește, aute, ei oameni buni, baba încă și bușare, e bună de frecat, dar eu zvârlit-o la musăr. Pleacă bărbatul în deplasare, în comandierovcă, și dacă știe că femeia se îmbla cu poinița, îi spune lufșorul, lufșor, Vasilică,
Dacă vezi că vine un hălhătău la măta, să iei să ruchi o ștachetă de la gard. Eu când am să vin, am să știu cât a fost. Bun? Am înțeles, dar să ne aduci ceva bun, asta aduc. Să duci tațu, vine peste o săptămână, când se uită, gardul întreg. Păi, Vasilică, ia vin încoace. Și nu a fost niciunul la măta? Ei, nu a fost. Eu le-am scos pe tăte și mama m-a pus să le bat tăte înapoi. În armată, pe vremea rușilor, un moldovan era de amudiet. S-a apucat de ușii soldații, ușii de tăte la ulaltă. El s-a așadat să scrie o scrisoare și când s-a dus înapoi, i-a furat un ușii plicul. Și-ai ușii de pe gde mă-i plic, gde mă-i plic? El chema pe dejurnei paroti. Gde mă-i plic? Așa nu înțelegeau nică. Și asta plic. Gde mă-i plic? Mai scurt, s-o grămândit tăți dieți de șelanți, ruși, și o hotărât că se duc în șelanț batalion, că mai era acolo un moldovan, dar șelanț știe mai gine rusește. Să-l întrebi pe șelanț, poate șelanț știe și vrea el și-o pierdut. Se duce la șelanț, îl amurește, băi, ia ca așa și așa, tvoi zimleac, tam nas, fiech, biot, ne ușii de puteți, îi sprașă de evo plic. Și tot tako e plic. Hai să-i lămurești, băi, haideam să ne clarificăm acolo, să vedem și cu tine, și vrea el. Noroc, ai, Vasile, noroc. Și cu tine, știi apucat de ușii stări la ulaltă așa. Dar înțelege, Gheorghe, m-am pus scriu scrisoare, nu știu care ne-o fra convertul. Într-o sală sportivă, pe masă, stătea, $100 și o hârtiuță de sub era scris. Nu puneți mâna, că vă rup capul. Master Sporta la box. Când vine să iei $100, să uită o hârtiuță încă mai jos. Pe dânsă era scris. Am pus mâna, Master Sporta la fugă. Se duce un băietan tânăr în cabinet la comisar de poliție cu întrebare că vrea să aranjeze la lucru la poliție. Ei, comisarul dă să-i controleze mințele, să vadă, știe ceva, nu știe. Și-l întreabă. Cine a scris poemul lui Ceafăru? Întrebare simplă. În momentul ăsta sună telefonul. Îl cheamă nu știu cine jos. Asta cheamă adiutantul. Înăuntru, un sergent, și îi spune, știu, omul vin, dar tu până când întreabă-l pe băiatul ăsta cine a scris lui Ceafăru. Peste 10 minute vine comisarul, când intră în cabinet, băitanul își de plin de vânătăi, plin de sânge, jos, ușis, sergeant cu mâinile răsfrecate și cum îi dădeam bot, așa îi dădeam bot. Băi, ce faci, țăi, ce faci, țăi? Domn colonel, el s-a prizlăit. Luceafărul a zis că l-a scris fiorțul. Stă un bărbat pe malul iazului, cu undeța mână, prinde pieștii. Pe alătură trece o domnișoară așa tânără și a întrebat, bună ziua, bună ziua. Dar la și prinț, mă tale, la cărănidă. Cum la cărănidă? Dar nu la jerni, nu la cărănidă. Și se prinde pierde? Da. Ei, dar arată și nicum. Ei, nu, că e secret mare. Ei, hai, arată, te rog frumos. Dacă îmi dai o dată, îți arăt. Ei, ești mă tale. Dacă îți spun. Ei, hai. O făcut ei treaba, am o fată în treaba. Hai, arată-te rog, cum la cărănie de cliești? Acum, cum? Ia că la jeni nu cliești nică, dar la cărănie de tu ești de-a treilea rău. Trăiau doi studenți într-o cameră, în cămin, dar unul dintre ei nu avea un ochi. Și în loc avea unul de făcut de ceramică. Într-o noapte au fost ei la bieție, s-au îmbătat, au venit acasă, au culcat, la vreo 6 dimineața, scoală șalant și era sete de apă, pe întuneric. Ia paharul cu ochiul la șalant, cu apă, el îl punea pe noapte în apă și îl huștilește pe cap și bea apa și înghete și ochiul fără sâmbă. Așa la scoală dimineața, cată ochiul nu-i, stacanul gol, se uite pe masă, pe pat, nu-i, l-a pierdut, ei? La șalant, peste 2 zile nu se putea duce afară. Dureri de bânci, nevoi, chestii, se duce la spital. Doctorul trimite la rentgen. Și zic, nu-i găsești nimic, altfel trece rentgenul, când observă acolo la ieșări ceva parcă șede. Îl pune să dezbrace, apleacă-te, să apleacă, desfă bușile, desfaci bușile. Doctorul se uită, păi și când o rupe de fugă,
vine înapoi încă vreo 5 doctori de la dânsul. Ia că uitați-vă, am 14 ani de când lucrez medic și mă uit în funduri, dar este primul fund care se uită la mine. Era vara, cald, pe deal, 3 tractoriști, străcheugeia. Doi aveau două tractoare mai noi, dar treile mai vechi. Aia așa la încetșor, străcheie din urmă, aici la doi de zice înainte. Vine vremea abiedului, masa, aceștia doi se duc și îi spune la Island. Băi, Vasile, noi am terminat rândurile, noi ne ducem să mâncăm, tu ce faci, mergi, nu mergi? Băi, duceți-vă, clasă, că eu mai am încă aici, vă șeză rândul, jamuri vin și eu. Se duce Vasile de urma lor, când se uite, aceștia eu mâncam mâncare. Ce ați făcut ei? Ei, băi, Vasile, ți-am băut și genul, eu cred că n-ai supe. Și ce brânză ți-am mâncat-o? Tu cred că mai ai brânză acasă, așa-i? Da, dar slanina n-ați mâncat-o? Da, am mâncat-o. E, nu a trebuit, băi, dar și? Ei, dar păi vara, cald, băi, și eu cu ghimaroi, eu mă mai ungem așa, știi, cu slanină, că se mă doară. Aia și el a început să vierse, a doi le spune, eu ți-am spus că-i cad, dar tu nu cad, zic, zic. Merge adunare pe vremea lui Stalin, prezidium, chestii, Stalin stă la tribună, citește un doclad acolo, o lege, liniște în sală mortală. Și la un moment dat, în sală se aude stârnut o babă. Apcii! Stalin ridică capul și se uită printre ochelari și întreabă, tot ce-i hal? Aia așteptați liniște? Tot ce hal последний раз спрашиваю. Aia ăștia tăt să vă lupi scaune, dar de frică nu știu ce să facă. Первый ряд расстрелять. Aia ăștia s-a apucat de mușcat, îmi пушка пятась din primul rând. Кто ce hal? Iară liniște? Второй ряд расстрелять. Scoală бабу din fund. Не убивайте! Ну, не убивайте! Я стреляла. Будьте здоровы, бабушка. Merge un pe drum, pe lângă parcul de trolebuse și când se uită, da, alt mujic, cum cuprindea niște trolebuse, le pupa, Doamne ferește, pe tete. El s-a prochit, băi, și cu tine, și ești debil, și cu tine, și pui trolebusurile. Băi, înțelegi? Alaltă ieri la mine a murit soacră mea, o călcat-o în trolebus și o zdohnit. Și nu știu care, băi, și eu le pup tete. Mergea Petca și Vasile Ivanci pe drum, fugăriți de belgvardiști, flămânți, vai de capul lor. Leraș sete, leraș a mânca. Unul zice, băi, ce să facem, mai eu te-o vacă? Hai să o furăm, să o tăiem, să o mâncăm. Ei, nu, băi, Vasile Ivanci, te mai gine să o dăm la buhai, să facă lapte, să avem șopcățică de brânză, șopcă, șolicuțică de lapte. E, hai, dar de unde îți găsim noi? Hai să cătăm buhai. Eu iei vaca de la pripon, îmi blau pe deam și cătau buhai. Să se trate de umblat. Cred că e vaca de fringhiș, că Vasile Ivanci stă aici, eu muș vin. Dar ce vrei să faci tu? Aia muș, hai să vezi. Întreabă cu vaca în popșoi. Aici stă aud de gălăgie. Când sui în copac se uită, da acolo, sare un popșoi în sus, colbăraie, țărnă, fuge râb de zvadă și treaba. Când se uită, Petca își dea trântit plin de glodă într-o parte, vaca într-o parte mânca și o clejă. Și cu tine, ce-ai făcut? Ei, și crezi că așa de ușor se întoarce vaca pschinare? Popa în biserică face slujbă de Paște, sărbătoare, rugăciuni și îi spune că care om are câte un păcat, a să vii adăuza cu un ou roșu la biserică. Așa și-a făcut lumea. Șede o fată tânără de vreo 17 ani, cu un ou în mână și lângă aproape de altar și se ruga. Se deschid ușile la biserică, într-o babă crăcănată, cu o roabă plină cu ouă, face un cruc pe lângă fată și spune, ferește, fac curvă că eu mai am încă două reisuri. Intră un limbric în restaurant, se așează la masă, cheamă ofițantul, chelnerul, cere meniul, se uită, el citește, citește. Și în afară de ce aveți aici, mai aveți ceva?
Și că da, avem. Dar ce aveți? Avem hat cu șapă și hat cu usturoi. E, dați-mi hat fără nică, că eu mă duc țară la o padrugă și nu-mi pută din gură. Un moșneac în fiecare dimineață presep la bar și atingecti 300 de grame de rahiu, un ou crud și spărnea la lucru. Așa vă 30 de ani, dar într-o bună dimineață moșneacul bie numai 200. Barmanul se gândește și așa la bătrân, cred că moșneacul nu mai are bani, oricine știe, ia să-l întreb. Bună ziua, moșelie, bună ziua! Dar și mă tale azi numai 200 de grame luat și în fiecare dimineață bie câte 300, dar azi numai câte 200, dar mă povestește și ei. E, băi, înțelegi, când am slujit noi la război pe front, am fost 3 prieteni și ne-am înțeles că unii ori și unii nu ne-am găsit să biem unul pentru altul. Ei, și ia că eu biem un pahar pentru mine și două pahare pentru dâns. Dar deși azi ai cumpărat numai două, apoi eu am hotărât să leapăt băutul.